Înconjurat ca la fiecare vot de întreaga familie, cei doi băieți, soția Loredana și tatăl său Vasile, la ora 9, edilul șef al municipiului Dan Laurențiu Leureanu și-a exercitat dreptul de a alege, prezentându-se la una dintre cele două secții de vot care au funcționat în clădirea școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza. Primarul a declarat că a votat pentru continuitatea proiectelor și pentru demararea altora noi. Edilul șef este convins că are alături cea mai bună echipă și că în timp ce PNL și-a văzut de o campanie civilizată, adversarii săi politici n-au făcut decât să critice proiectele sale. Am votat cu gândul pentru continuitate, pentru a dezvolta proiectele pe care le avem în curs, pentru a veni cu altele noi, pentru o echipă pe care o consider cea mai bună pentru municipiul Roman, pentru ceea ce înseamnă determinare, pentru ceea ce înseamnă finalizarea unei campanii curate, bazate pe proiecte, pe respectarea întotdeauna adversarului și pe faptul că la tot felul de lucruri, mai mult sau mai puțin corecte, mai mult sau mai puțin principiale, noi am răspuns civilizat, bazându-ne pe argumente, așa cum vă spuneam, pe programe și proiecte pentru municipiul Roman. Îmi iubesc orașul, îmi iubesc romașcanii și am votat astăzi pentru ei. Edilul șef susține că cel mai exigent adversar al său este el însuși și că s-a prezentat la vot cuprins de o emoție constructivă. Primarul apreciază că noul sistem de monitorizare a votului a fost unul care a adus mai multă corectitudine. La 4 ani este ca un examen, da? Și sigur că la fiecare examen trebuie să ai o anumită emoție, pentru că cine nu are emoții înseamnă că e nesimțit. Deci emoția vine din interior, o trăiești, dar este o emoție constructivă, este o emoție pozitivă. Eu am spus-o la începutul campaniei, cel mai puternic adversar al meu sunt eu însumi, pentru că eu trebuie să-i conving pe romașcani și în această perioadă și în acești ani pe care i-am avut, prin ceea ce am făcut, prin ceea ce mi-am propus. Și am văzut la toate discuțiile, am văzut chiar și la ultima emisiune într-o așa zisă dezbatere, că de fapt dezbaterea am fost eu. Nimeni n-a venit cu un proiect pe masă, cu un argument, cu o sumă, cu un deadline, cu o sursă de finanțare. Dezbaterea tuturor celorlalți am fost eu. Dezbaterea mea au fost romașcanii și romanul. Pentru ei votez ca să continuăm și să mergem mai departe. La ultima întâlnire pe care au avut-o cu membrii de partid care au făcut parte din secțiile de votare, primarul le-a cerut corectitudine maximă, vigilență și să nu permită nicio abatere de la lege. Avem peste tot oameni, avem peste tot observatori, vrem să decurgă în liniște, eu le-am spus și ieri la instruire, nu avem nevoie de niciun vot care nu este al nostru și care să fie în mod nedrept luat. Dar la fel nu vrem niciun vot al nostru care în mod corect și drept romașcanii ne-l dau să fie luat de altcineva. Vrem să fie aceste alegeri de la Roman guvernate de liniște, de disciplină, de ordine, într-o responsabilitate maximă și acest lucru se întâmplă. Am văzut foarte bună organizare și aici în secția de votare, sigur. Este un element de noutate acesta cu cititul cărții de identitate, unde nu merge, se bate CNP-ul, dar eu sper ca lucrurile să fie bune și să funcționeze normal. Probabil vor fi la anumite momente de aflux de cetățeni un pic de aglomerație, un pic de disconfort, să zicem așa, dar cred că peste zi oamenii vor face ca totul să funcționeze normal și la sfârșitul zilei să spunem că la Roman alegerile s-au desfășurat în conformitate cu legea și reglementările în vigoare. Edilul șef al municipiului Laurențiu Leureanu estima o prezență la urne la Roman de 50%, dar s-a dovedit că la ora 21 la închiderea urnelor aceasta a fost doar de 39,75% din concitadinii noștri care s-au prezentat la vot. La nivelul județului Neamț, prezența la vot a fost de 47,73%.